categoria bucătarilor și intri în elita maestrilor bucătari. Felicitări, Eștvan! Mulțumesc! Astăzi am învățat ceva de la tine. Te dat o lecție de bucătărie. Bravo! Mulțumesc! Nu mai dă puțin și pe cei împart. Bravo! Eu v-am zis! Și locul tău, mă? La vestiar. La vestiar. Fugi! Deci, Eștvan ne-a făcut un milfoi din altă lume. Încă mai tremur, puțin. Deci a fost foarte... Când șeful de m-a zis, presești, am gândit dacă mai prind trenul spre acasă. Mirela și Florentina, una dintre voi se parașește competiția Top Chef. Nu pentru să nu a gătit bine. Se pentru acum, competiția este strânsă și este foarte concentrată. Care și parasește competiția Top Chef astăzi este... Florentina. Bravo, nu știu, eu oricum nu cred că trebuie să fii supărată că pleacă acasă. Că a plecat de acasă, pentru că a făcut multe lucruri, fane. Are să ajunge locul 7 la Top Chef, sincer, mi se pare un lucru fantastic. E tare, da? Da. Succes pe viitor. Mulțumesc. Bravo. Înceapă să creeze. Cred că asta i-a lipsit ei cel mai mult în acest concurs. Să-mi zici că asta e și problema mea. Problema nu e atât de mare, adică nu e mare. Din punctul ăsta nu e mare că plec din concurs. Pentru că oarecum, nu știu, aveam așa, când intram în probă, simțeam așa o neliniște. Dar faptul că nu mai sunt cu voi, să-mi fie dor.